Salutare! Noi românii știm că în această perioadă a anului este frig. În anumite zone chiar foarte frig. Dacă stăm să ne gândim, cel mai rece loc de pe pământ este platoul Dom Argus, unde temperatura poate scădea mai jos de 95 de grade, conform unui studiu efectuat în 2009. Pe 10 august 2010, sateliții au înregistrat o temperatură de minus 93,2 grade Celsius în această zonă nelocuită de altfel. De asemenea, cea mai joasă temperatură atinsă într-o regiune unde trăiesc oameni a fost de minus 71,2 grade Celsius în satul Oymyakon din Rusia. Așa că asta ne face să ne întrebăm, cât frig putem suporta? Ei bine, spre exemplu, platoul Dom Argus nu este populat cu un motiv. Se întâmplă lucruri ciudate atunci când organismul este supus la frig. Temperatura normală a corpului variază de la individ la individ, însă în medie este de aproximativ 37 de grade. Oricât de puțin ar scădea temperatura față de media normală, va avea efecte severe asupra persoanei în cauză. La puțin sub 37 de grade deja începe hipotermia. La 36, viteza de reacție scade considerabil și nu mai poți gândi limpede. La 35, nu vei mai fi capabil să-ți scrii numele sau să mergi corect. La 32 de grade, cel mai probabil corpul se va prăbuși și încetul cu încetul, omul își pierde cunoștința până la 30 de grade. Din acest punct, deja corpul a renunțat la încercarea de a restabili temperatura potrivită corpului, așa că numărul respirațiilor scade la 1-2 pe minut. La 28 de grade se instalează aritmia cardiacă, o afecțiune ce influențează ritmul cardiac din punct de vedere fie al frecvenței, fie al ritmicității. Până la temperatura de 20 de grade, deja inima a înghețat și a încetat să bată. Aici intervine ceva, se cunoaște faptul că o persoană poate fi considerată moartă odată ce moare cu trupul cald. Ce înseamnă asta? E bine, când o funcție a corpului cedează și duce ulterior la moartea pacientului, cât timp fluxul sanguin și restul funcțiilor erau îndeplinite cu succes atunci, poate avea loc declarația de deces. Însă dacă trupul este congelat, se presupune că funcțiile și organele pot fi repuse în mișcare. Deci acum, pentru a aduce un răspuns concret întrebării din titlu, teoretic se crede că limita la care poate ajunge corpul, limita fatală să-i spunem așa, este de 0 grade. Însă dacă ne orientăm în funcție de cazuri concrete, un bebeluș de un an a fost salvat de către doctorii din Edmonton după ce copilul a ajuns în curtea casei părinților acestuia la o temperatură de minus 20 de grade, unde a rămas pentru 45 de minute. Fetița se afla în moarte clinică cu o temperatură a corpului de numai 16 grade. Condiția acestea s-a stabilizat cu ajutorul unui miracol, conform declarației doctorului Alan DeCan. Vorbind despre asta, criopreservarea este procesul prin care o persoană ce se află în comă, de exemplu, ținută în viață doar de aparate, poate fi înghețată la o temperatură de minus 196 de grade, sperând că în viitorul depărtat, medicina să-i poată readuce la viață cu tehnologii moderne. Este o intervenție riscantă din care nu există cale de întoarcere, evident. Însă nu știm cum pot evolua lucrurile, așa că un nou record poate fi stabilit în orice clipă, deci capacitățile adevărate ale omului vor fi scoase la iveală numai cu ajutorul timpului. Mulțumesc de vizionare! Pe data viitoare!